Epistola lui Pavel către Tit, pagina în Biblie 1173. Capitolul 2, de la versetul 15 până la versetul 8 din capitolul 3. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătoriilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oamenii. Amin. Are să mulțumim Domnului. Tată, suntem din nou în fața cuvântului. Ce har, ce binecuvântare. Suntem plini de recunoștință că suntem în casa Ta. Vrem, Doamne, să ne vorbești. Vrem, Doamne, Duhule Sfinte, să lucrezi la mințile noastre, la inimile noastre. Vrem, Doamne, să ne deschizi mintea, să înțelegem cuvântul Tău. Vrem, Doamne, să luăm cuvântul Tău în inimile noastre, în mințile noastre, să-L învățăm, să medităm, să-L înțelegem și să-L proclamăm mai departe în toată săptămâna care ne stă înainte. Dar în momentele astea, Doamne, vrem ca Tu să vorbești, vrem ca noi să ascultăm, vrem ca Tu să fii glorificat. Amin. Amin. Ocupați locurile. Ce bucurie să stăm în fața cuvântului. Așa cum a spus și fratele Ovi, fratele Cipri vă transmite salutări. Ieri am vorbit cu el vreo 40 de minute la telefon, mi-a povestit cum e la Arad, câte lucruri învață legate de organizarea bisericii, legate de lucrare. Și e așa de entuziasmat, abia așteaptă să vină, o să vină vineri, probabil vineri seara o să ajungă acasă și duminică, cu ajutorul Domnului, va fi în mijlocul nostru, slăvit să fie El. La fel, Hadassah Joy, bucuria a venit în casa familiei Ignat. Hadassah, poate un nume care nu l-ați mai auzit, dar de fapt înseamnă Estera. Era numele lui Estera înainte ca să primească numele acesta în Babilon. Pe Estera o chema Hadassah. Înainte să fie înălțată, în starea aia smerită, se numea Hadassah. De asta sora Ștefi mi-a spus, am vrut numele ăsta pentru că să știe ce înseamnă să fii smerită. Dar ne bucurăm, Hadassah Joy, cel mai tânăr suflet din mijlocul nostru, Domnul să o binecuvinteze, abia așteptăm să o vedem în mijlocul nostru. Domnul să fie cu ei în momentele astea acolo. Mi-a spus înainte să vină la biserică că Ștefi nu se simțea bine și i-am spus că o să ne rugăm și e bine că ne-am rugat pentru ei, slăvit să fie Domnul. Stăm în fața cuvântului. O să vorbim astăzi despre această epistolă. E o epistolă scurtă, o epistolă de 3 capitole, dar o epistolă plină de învățătură. O să trecem peste toată această epistolă și o să vedem ce putem să învățăm. E o epistolă către Tit. Tit este destinatarul, bineînțeles, din titlu. Putem să ne dăm seama că este o epistolă scrisă de Pavel. El este autorul, o epistolă către Tit. Tit este menționat, să știți, în Noul Testament de 13 ori. De 13 ori este menționat în Noul Testament, de 9 ori în epistola lui Pavel către Corinteni, a doua epistolă. Era un partener, cum spune Pavel în 2 Corinteni 8:23, spune Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru. Tit era tovarășul lui Pavel. Cu toate că așa de puține lucruri știm despre Tit, dar Tit de la început a umblat cu Pavel și cu Barnaba, a fost încă la Ierusalim când Pavel a fost chemat să dea socoteală de toată lucrarea printre neamuri. Tit era acolo.
cu Pavel și cu Barnaba. Era partenerul lui. Tit a fost condus de Pavel la credință, așa cum ne spune Pavel în capitolul 1, versetul 4. Și dacă aveți Bibliile deschise, e așa de frumoasă epistola asta, pentru că e toată pe două pagini. E aici. Dacă o deschideți aici toată, o vedeți aici. Și v-aș ruga să o deschideți Biblia și să vă uitați, pentru că o să trecem peste ea și o să vă ajute mult. Pentru că memoria vizuală o să vă ajute în înțelegerea mai clară a cuvântului. Spune versetul 4, către Tit, adevăratul meu copil, în credință, în credința noastră. Tit a fost condus de Pavel la credință, cum a fost și Timotei și alții. Filimon și ceilalți oameni cu care Pavel a umblat. Tit, ne spune Galateni, era un grec. Nici chiar Tit, care era cu mine, 2 Galateni, versetul 3, Galateni 2, versetul 3, nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Tit era un grec care a fost condus de Pavel la credință și a ajuns să fie partenerul lui în lucrare. În lucrarea sa, Pavel a trecut și prin Creta, unde a plantat o biserică. Creta este, cum este și astăzi, cea mai mare insulă a Greciei, este în sudul Greciei, are 160 de mile lungime și 35 de mile lățime și acolo Pavel a plantat o biserică și acolo l-a lăsat pe Tit să păstorească biserica asta. Spune versetul 5 din capitolul 1, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Ăsta era Tit în mare. Asta în mare, asta câteva informații despre această epistolă. Îi mai spune Pavel lui Tit, rămâi acolo până va veni la tine Artema și Tihic, în capitolul 3 cu 12. Deci, când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pavel își trimitea oamenii, du-te, ai grijă de biserica asta, rămâi acolo până va veni cu tare și cu tare. Când va veni cu tare, du-te în locul acela, hai la mine, adu-mi lucrurile alea. Pavel era liderul lor, era părintele lor, era un om influent, un om care a scris 13 epistole, 13 cărți din Noul Testament, un om plin de înțelepciune, care a fost diferit de toți ceilalți ucenici, era un om educat. Pavel era un om incredibil pe care Hristos l-a folosit într-un mod incredibil în lucrarea sa. În comparație cu epistolele celelalte ale lui Pavel, Galateni, Corinteni, Romani, epistole pline de doctrină, pline de învățătură, către niște biserici pline de probleme, biserici care au înțeles diferit învățăturile biblice sau biserici care pe parcurs au schimbat lucrurile. Gândiți-vă doar la Corinteni, în fiecare capitol din 1 Corinteni e câte o problemă, o problemă în care biserica se confrunta și Pavel în fiecare capitol atinge o altă problemă și altă problemă și altă problemă. În epistola asta Pavel nu face lucrurile acestea pentru că era o biserică sănătoasă, fără probleme doctrinare, pe care Pavel o îndeamnă la o mai bună organizare, la o mai bună evangelizare și, nu în ultimul rând, la fapte bune. În biserică, fapte bune în biserică, evangelizare în biserică, organizare în biserică și, bineînțeles, și în societate. Pavel avea mare încredere în Tit. Gândiți-vă să lași un tânăr să păstorească bisericile din Creta. Spune Pavel, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială tot ce ți-am poruncit să faci. Avea încredere în Tit. Câteva lucruri care Pavel le face în această epistolă, îi spune lui Tit să le facă. Două lucruri îi spune, îl atenționează de un pericol. Ai grijă la învățătorii mincinoși și la iudaizatori.
Îi spune lucrul acesta în versetul 10, dacă vă uitați în primul capitol, la versetul 10. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, iudaizatorii. Pentru că știți cum se formau bisericile. Pavel mergea la evrei, mergea în sinagogă, pentru că acolo avea acces. Era evreu, mergea în sinagogă, unde evreii se întâlneau. Și venea și predica pe Hristos. Și oamenii vineau la Hristos și se formau biserici. Și bineînțeles, unii dintre acești evrei care se convertiau sau care veneau la învățătura lui Pavel, vineau cu ei cu toate bagajele iudaismului și spuneau, da, e bine să fii cu Hristos, e bine să crezi în Hristos, dar mai trebuie să te tai împrejur, mai trebuie să ții legea, sabatul și toate lucrurile. Erau numiți iudaizatori și îl avertizează Pavel pe Tit. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să le se astupe gura, ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Și versetul 16 spune, ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Sunt incapabili să facă fapte bune. L-atenționează. Atinge Pavel în această epistolă și câteva doctrine, nu intră adânc în doctrine să le explice, dar vorbește pe scurt despre câteva doctrine, le atinge așa în fugă, vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu în alegerea credincioșilor în primul verset și spune Pavel, roba lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu, doctrina suveranității lui Dumnezeu în alegerea credincioșilor, vorbește despre harul lui Dumnezeu în capitolul 2 cu 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și apoi în capitolul 3 cu 5 spune, El ne-a mântuit pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Nu ne-a mântuit pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii noi și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Harul acesta al lui Dumnezeu. Vorbește despre dumnezeirea și venirea lui Iisus Hristos în 2 cu 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Asta e un verset bun pe care să-l folosiți când oamenii vin și spun Iisus nu-i Dumnezeu, ba îi Dumnezeu. Aici spune arătarea slavelui marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Iisus Hristos este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Vorbește despre doctrina ispășirii înlocuitoare pe care Hristos a făcut-o în 2 cu 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Ne-a înlocuit, s-a dat pe sine pentru noi, a murit pe cruce în locul nostru. Vorbește despre doctrina regenerării și înnoirii credincioșilor făcută de Duhul Sfânt, 3 cu 5, la fel. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Nu ne-a mântuit Dumnezeu când că am făcut noi ceva bun, ci pentru că ne-a înnoit și ne-a schimbat natura, Duhul Sfânt. Vorbește despre aceste cinci doctrine, le atinge, dar foarte pe scurt, doar așa în câteva versete. Este o epistolă în care Pavel se axează pe biserică și spune lucrul ăsta. Faceți evanghelizare. Evanghelizați, evanghelizați, evanghelizați. Și folosește de 6 ori cuvântul mântuitor. Dumnezeu mântuitorul nostru, Iisus Hristos mântuitorul nostru. În 2 cu 10 și 13, în 1, în capitolul 1 cu 3 și 4, spune, ci s-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Versetul 4, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră, am îndurora har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Capitolul 2, 10 și 13. Să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Versetul 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos.
capitolul 3, încă două versete, 4 și 6, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, versetul 6, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Vrea Pavel să se asigure că Tit spune bisericii că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și știind lucrurile astea să meargă și să facă evangelizare. Evangelizare sănătoasă unde? Să facă evangelizare. În primul rând, atinge Pavel în epistola asta trei lucruri pe care o să le adâncim puțin și o să le încercăm să le vedem cum le aplicăm și la viețile noastre. În primul rând îi spune Pavel lui Tit: Tit, rămâi în Creta, fă ce îți spun. Și ce îi spune Pavel lui Tit? Primul lucru pe care tu, Tit, trebuie să-l faci este să așezi prezbiteri și să pui în rânduială tot ce ți-am spus. Și cum așezi prezbiteri? Ce trebuie să facă prezbiterii ăștia, oamenii care conduc biserica? Cum trebuie să fie? Bineînțeles, un lucru pe care e valabil atunci, a fost valabil atunci și e valabil și astăzi. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, versetul 7, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig, mârșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Câteva aspecte pe care un lider al bisericii trebuie să le facă. Știți? Evangelizare, când faci evangelizare prin biserică, nu faci evangelizare doar când spui despre Iisus Hristos că este Mântuitorul, ci tu transmiți Evanghelia și spui Evanghelia și prin felul cum te organizezi. Dacă în fruntea unei biserici sunt oameni care nu corespund acestor criterii, tu transmiți o evanghelie greșită. Dacă în fața bisericii există un om dornic de câștig mărșav, un om necredincios, un om încăpățânat, un om mânios, un om de dat la vin, un om bătăuș, un om lacom de câștig, unul care nu-i primitor de oaspeți, unul care nu-i iubitor de bine, unul care nu este sfânt. Biserica aia transmite un mesaj greșit bisericii, bisericilor, societății din jur. Și spune Pavel lui Tit: Tit, asigură-te că oamenii care vor conduce biserica sunt după lista asta pe care eu ți-o dau. Trebuie să fie așa, pentru că există și oameni care nu sunt așa. Și el atenționează exact cum am citit înainte, de oameni, de învățători mincinoși, învățători care buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Sunt și oameni din ăștia în biserică. Asigură-te că biserica ta transmite Evanghelia corect și prin modul de organizare. Trebuie să transmită Evanghelia așa. Prin mustrarea învățătorilor mincinoși. Și îi descrie Pavel aici pe oamenii aceia. Auziți cum spune unul dintre ei, versetul 12. Unul dintre ei, dintre acești oameni, chiar proroc al lor, al acestor proroci mincinoși, învățători falși, unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Și îi spune Pavel: vezi, mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de bazme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. De multe ori și noi ne regăsim în bazme, în povești spuse de oameni, lucruri care ne întorc de la adevăr.
Știți, în România, în Biserica Ortodoxă, în Biserica Catolică, pe lângă Sfânta Scriptură, pe lângă Sfânta Scriptură, mai există o altă carte care se numește Sfânta Tradiție. O carte scrisă de părinții bisericii, o carte de învățături care în cele mai multe părți ale cărții este contrară Bibliei. Este contrară Bibliei. Povești spuse de oameni, lucruri învățături ale oamenilor, cuvântul oamenilor. Cuvântul oamenilor este pus la același nivel cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Oamenii aleg să asculte de cuvântul oamenilor. Pentru că ajungi la pasaje în care Hristos spune: închinarea este doar a mea, slava este doar a mea, nu o împart cu nimeni. Și oamenii spun: nu, noi vrem să ne închinăm și altcuiva. Și atunci învățătura oamenilor este autoritară, este deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Este deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Oameni care cinstesc un sfânt, ziua unui sfânt, nu mergem la lucru, un stat întreg dă liber de ziua unui sfânt, dar duminica, de ziua Domnului, toți oamenii lucrează. Cuvântul lui Dumnezeu este lăsat deoparte și este ridicat cuvântul oamenilor. Ce rost mai are Hristos și jertfa Lui dacă eu oricum pot să rezolv prin pomeni și prin plăți la biserică sufletul omului care s-a dus? Ce rost mai are să moară Hristos? Poți să trăiești cum vrei, oricum o să rezolvi după aia. Învățătură din Sfânta Tradiție. Oamenii se confruntau aici exact cu ce ne confruntăm și noi astăzi, și noi astăzi ne confruntăm exact cu ce se confruntau și ei atunci. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Mustră-i, dar nu cu scopul de a-i distruge, ci cu scopul de a-i aduce la cuvânt. Cu scopul de a-i aduce la cuvânt. Și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Și apoi Pavel în versetul 15 spune un adevăr general, nu doar pentru biserica din Creta. Spune așa: totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ce înseamnă să fii curat? Să fii curat, adică să nu fii murdar, să ai haine frumoase? Asta înseamnă să fii curat? Nu. Ce înseamnă să fii murdar? Să miroși a transpirație și să fii murdar pe față? Nu. Curat și murdar. Pentru cei care nu sunt curați, pentru cei care sunt în natura aia veche, în natura moartă, care sunt morți spiritual, pentru oamenii ăștia totul este necurat. Totul este murdar. Totul, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Sunt incapabili, versetul 16 spune, sunt netrebnici pentru orice faptă bună. Sunt incapabili să facă binele. Un om care este mort spiritual nu are capacitatea să facă binele. Să țineți minte lucrul ăsta. Omul, când se naște, este mort spiritual. Nu poate să facă binele. Adam putea să facă și bine și rău. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Adam a fost diferit de noi toți. Adam a fost diferit, a fost creat diferit de restul oamenilor. Când Adam a avut copii, spune despre copiii lui că au fost după chipul și asemănarea lui. Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A fost capabil să facă și bine, să facă și rău. Hristos, pe de altă parte, a fost capabil să facă doar bine. El nu putea să facă rău. El era Dumnezeu cu adevărat, el nu putea să facă rău. Noi, pe de altă parte, suntem incapabil să facem bine. Suntem în natura aia moartă. Tot păcatul ne-a afectat așa de mult. Ne-a afectat total. Ne-a afectat mintea, ne-a afectat dorințele, ne-a afectat voința, ne-a afectat poftele, planurile, viața, tot. Tot ce înseamnă ființa umană a fost afectat de păcat.
Pentru că cu faptele ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, oamenii care sunt necurați, se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, da, îl iubim, suntem cu El, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă nesupuși, nesupuși. Știți cum sunt descriși oamenii care sunt fără Dumnezeu? Fii ai neascultării. Adică dacă neascultarea ar fi o persoană și ar avea un copil, cei care sunt necredincioși sunt copiii neascultării. Neascultarea e mama mea, neascultarea e tatăl meu. Eu sunt copil al neascultării până vine Hristos și mă schimbă. Asta e natura noastră. Și în natura asta păcătoasă, moartă, depărtată de Dumnezeu, ești incapabil. Ești incapabil să faci binele. Eram vineri la Taunton și eram la grup, la întâlnirea noastră de grup și vorbeam tocmai despre lucrurile astea. Și la un moment dat eram vreo 15 persoane așa într-un cerc și eu eram aici aproape de întrerupător și mi-a venit mie așa o idee strălucitoare. Am zis, știți cum suntem noi când suntem fără Dumnezeu? Și am stins lumina. Dintr-o dată, beznă. Și am spus, acum închideți ochii în bezna asta. Și spuneți ce vedeți. Așa suntem noi cu Dumnezeu. Suntem în beznă, suntem fii ai întunericului. Spune că lumina a venit în lume, dar noi am iubit mai mult întunericul, pentru că faptele noastre, faptele astea spurcate de care vorbește cuvântul aici, de faptele noastre care îl tăgăduiau pe Dumnezeu, am iubit mai mult lucrurile astea. Și am stat așa câteva secunde pe întuneric și am spus, imaginați-vă că în starea asta tu vii la lumină. Unde e lumina? Că nu o văd. Unde e lumina? În starea aia ce faci? Bâșbui după întrerupător? Asta e starea oamenilor, dragilor. Oamenii când vin în lumea asta, când se nasc, în păcat m-a zămislit mama mea, în păcat. Oamenii când vin în lumea asta, aleargă spre iad. Aleargă spre iad, fug de Dumnezeu, sunt vrăjmași a lui Dumnezeu. Umblarea după lucrurile firii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Astea sunt lucrurile care ne caracterizează, fie că ne naștem în păgânism, în China, în India, unde sunt milioane de Dumnezei, fie că ne naștem în Europa, într-o familie de creștini, îl urâm pe Dumnezeu. Nu vrem să fim sub autoritatea Lui. Uitați-vă la copiii mici. Se nasc cu dorința asta de a face ce vrea, ce vor ei. Copiii mici nu vor să asculte de părinți. Și asta, pot să spun asta, pentru că am văzut mulți copii și nu că copiii ar fi vina părinților, nu? Pentru că niciun părinte nu-și învață copilul să fie neascultător. Niciun părinte nu-și învață copilul ăla, pruncul ăla de 2 ani să mintă, să fie invidios, să fie lacom, să dorească o jucărie. Nu ai mers la copilul tău și să-i spui, copile, toate jucăriile trebuie să fie a tale, așa că ia-le de la toți. Nimeni nu face lucrul ăsta, dar are copilul în el natura asta. Asta e starea noastră. Totul este curat pentru cei curați, pentru cei transformați, pentru cei regenerați de Duhul Sfânt, așa cum am citit. Totul este curat, dar pentru cei necurați, totul este necurat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Sunt incapabile să facă fapte bune. Așa că primul lucru pe care Pavel îl face lui, și îl spune lui Tit, îi spune, organizează biserica bine, pune oameni capabili, oameni sfinți în conducerea bisericii, ai grijă la prorocii mincinoși, ai grijă la învățătorii mincinoși care duc biserica departe de adevăr, duc biserica departe de cuvânt, duc biserica departe de Biblie. După lucruri adiacente. Asta e primul lucru care le spune în conducere. Fă evangelizare în modul acesta, începând de la cap. Știți vorba aia, peștele se curăță de la coadă, dar se împude de la cap, dar se curăță de la coadă. Totdeauna trebuie să începi cu capul, acolo e problema, acolo, dacă capul merge bine, tot trupul merge bine. Asta e primul lucru pe care Pavel îi spune lui Tit. Apoi, continuă și spune, fă evangelizare sănătoasă în cadrul bisericii, printr-o trăire sfântă. Și vine cu,
cu exemple, ia bătrânii, ia femeile în vârstă, ia tinerele, femeile tinere, ia băieții tineri, ia robii. În alte epistole vorbește și de stăpâni și pentru fiecare are câte ceva de spus. Capitolul 2, dacă aveți deschis, citiți, vă rog, ascultați. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Deci, după ce spune să pună lideri buni, lideri capabili, după ce îl atenționează la oamenii ăștia care sunt incapabili, sunt oameni morți, oameni necurați, spune așa, tu însă, Tit, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și ce lucruri să spui? Spune că cei bătrâni, adică frații mai în vârstă, și acum vorbește despre relațiile din biserică, spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Lucrurile astea să-i caracterizeze pe frații în vârstă, pe oamenii care au trecut prin viață și au o anumită vârstă și sunt în biserică. Să fie vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Apoi spune despre femeile în vârstă. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare sau bârfitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Pe cine să învețe? Să învețe pe femeile mai tinere. Versetul 4. Ce să facă? Să-și iubească bărbații și copiii. Când se uită fetele mai tinere, fetele care tocmai au copii mici, fetele care poate nu sunt căsătorite, fetele care poate nu au copii, să spună, wow, vreau să-mi cresc copiii exact cum și crește sora aia. Vreau să-mi iubesc soțul exact cum își iubește sora aia. Așa vreau să fac și eu. Când o să mă căsătoresc, așa vreau să-mi iubesc soțul. Spune-le asta femeilor în vârstă, să fie exemple pentru femeile mai tinere. Să-și iubească bărbații și copiii. Cum să mai fie femeile în vârstă? Să fie cumpătate, să fie cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori, Dumnezeu nu este glorificat și oamenii îl blastămă pe Dumnezeu și îl iau în râs pe Dumnezeu, pentru că se uită la noi. Se uită la familia mea, se uită la copiii mei și zic, bă, dacă și așa mai spocăiți, apoi nu știu ce Dumnezeu ori sluji ei. De ce să facă lucrurile astea? Să facă lucrurile astea pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, merge mai departe, sfătuiește de asemenea pe tineri, tinerii din biserică. Ce să facă? Să fie cumpătați. Și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Tinerilor, trebuie să fiți cumpătați. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos, că astăzi am început prima întâlnire de tineret la Biserica Iovil. De asta am venit mai târziu toți. Ne-am întâlnit la ora 3, în camera aia sus acolo. E o cameră specială pentru tineri. Poate majoritatea n-ați fost acolo. Cred că e camera tinerilor din biserica englezească de aici. Ne-am întâlnit, a fost o întâlnire faină în care ne-am cunoscut unii pe alții. Așa cum am spus data trecută, nu știm lucruri unii despre alții. Tocmai au vorbit doi băieți care nu știau că sunt din același județ. Înveți lucruri, nu știi doar numele mic despre unul, despre altul. Și suntem o biserică mică, suntem o biserică de 50 de oameni. Dar într-o biserică mare, ce e greu e să știi lucruri unii despre alții, da? Vrem să strângem rândurile și să ne cunoaștem, să ne rugăm unii pentru alții, pentru problemele noastre, să facem ca tinerii din biserica asta să aibă sentimentul acesta de aparținere. De aparținere, să știe, bă, mă duc acolo la biserică, acolo este un grup care grupul ăsta, oamenii din grupul ăla mă iubesc. Nu am nevoie de anturaje nebunești, unde pot să fac prostii. Am nevoie de oameni care mă iubesc, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă. Fraților, noi trebuie să ne dăm pilde. Când tinerii se uită la noi să spună, da, așa vreau să fiu și eu. Vreau să trăiesc și eu așa, vreau să-L iubesc și eu pe Dumnezeu așa, vreau să știu și eu cuvântul așa, vreau să spun și eu cuvântul așa.
și dă-te pe tine pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Nu spune nimic de stăpâni, probabil în biserica aia erau doar robi, în sensul că credincioșii de acolo erau doar robi ai altora. Probabil în biserica asta unde era Tit, nu erau stăpâni, nu erau oameni care să aibă la rândul lor robi, dar în Efes, de exemplu, în Efes, Pavel spune: și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți cu robii, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Efeseni 6:9. Fă evangelizare în felul ăsta, prin relații bune între oamenii din biserică, între membrii bisericii. Să știți că oamenii de afară, când se uită la pocăiți, se uită să vadă relații bune. Să știți că mulți români din Iovil nu au ce avem noi aici. Mulți români din Iovil pleacă acasă în România pentru că nu au prieteni. Și nu numai din Iovil, din străinătate, pleacă acasă că nu au prieteni. Și uitați-vă în jur, noi toți suntem prieteni unii cu alții. Eu știu în Exeter că o să merg duminica la biserică și o să mă întâlnesc cu o familie de 40 de oameni care mă iubesc și pe care îi iubesc și cu care ne bucurăm împreună. Ceilalți oameni nu au așa ceva. Nu au așa ceva. Au câțiva prieteni nici acolo cu care mai ias în club, dar atât. Noi avem ceva, o binecuvântare. Relații bune. Ne cheamă la relații bune și relațiile astea bune dintre noi transmit o imagine, o miriasmă plăcută în afară. Pune conducători sănătoși, ferește-te de conducători bolnavi teologic, ai relații bune în biserică, pentru că toate lucrurile astea transmit Evanghelia, transmit cuvântul. Câteodată nu trebuie să vorbești și oamenii își dau seama că suntem diferiți. Și bineînțeles, fă evangelizare printr-o teologie și învățătură sănătoasă, 2:11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Și versetul 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege, ca să-și curățească un orod care să fie lui plin de râvnă pentru fapte bune. O teologie corectă. Versetul 11 spune așa: căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Asta e un verset care are cuvântul toți. Un cuvânt care de multe ori naște controversă. Dar dacă iei versetul acesta scos din epistola asta și spui, știi că spune Pavel acolo în Tit că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Deci, asta e doar ca o paranteză a predicii, când e vorba de toți oamenii, e vorba de toți oamenii, așa spune versetul acesta. Dar versetul acesta începe cu cuvântul căci, care face legătura cu celălalt text, cu cealaltă parte, tocmai ce am vorbit până acum, bătrâni, femei, în vârstă femei tinere, tineri, robi, stăpân. Pentru toți oamenii, pentru toate categoriile de oameni, harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Dacă eu aș veni la soție și ea spune, aș intra în casă și ea spune căci mi-este foame. Sau ea spune căci m-am certat cu colegul la lucru. N-are sens dacă ea spune lucrul ăsta. Ea zice, ce vrei să spui? Mai vrei să mai spui ceva? De ce spui căci îți este foame? Căci n-am mâncat nimic toată ziua. Bineînțeles, dacă scoatem versetul din context, putem să spunem altceva decât spune versetul.
Pentru că mai apoi versetul 14 spune că El și-a curățat un rod al Lui care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii, pentru toate categoriile de oameni. Noi trebuie să ducem Evanghelia la toți, la toți oamenii. Există oameni mântuiți, oameni care așteaptă să fie mântuiți, oameni care așteaptă să fie găsiți și aduși la mântuire peste tot. Peste tot. Așa trebuie înțeles versetul acesta. Peste toți oamenii, harul lui Dumnezeu. Pentru că versetul 1 spune: roba lui Dumnezeu, Pavel, și apostola lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Dumnezeu are poporul Lui pe care îl curățește, pe care îl pregătește să-l prezinte în fața Tatălui. Slăvit să fie El. O teologie corectă, relații corecte, o teologie corectă, spune lucrurile acestea, sfătuiește. De trei ori spune Pavel lui Tit să vorbească lucrurile acestea, să le spună apăsat, să le spună, să sfătuiască și nimeni să nu te disprețuiască. Adu-le aminte să... Și apoi începe, după ce vorbește despre conducerea bisericii, cum trebuie să fie, cum trebuie să nu fie, după ce vorbește despre relațiile din biserică, cum trebuie să se poarte fiecare cu fiecare, după ce face un scurt rezumat al Evangheliei, de la versetul 11 la 15, continuă cu ultimul punct și spune: acum în societate fă evangelizare corectă, sănătoasă. Și capitolul 3 începe cu lucrul ăsta: adu-le aminte oamenilor din biserică, adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătoriilor, adică statului. Să se supună statului, să-și plătească taxele la timp, să ne plătim taxele la timp, să nu mințim statul. Despre asta e vorba. Să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii care sunt în lumea asta, care ne întâlnim în fiecare zi. Chiar dacă oamenii sunt răi, sunt păcătoși, pentru că urmează capitolul 3, în versetul 3, cu caracterizare a noastră, cum am fost, exact cum am vorbit înainte, cum am fost noi când eram fără Hristos, în natura aia veche, în întuneric, când eram înainte ca Iisus Hristos să aprindă lumina în mintea noastră și în inima noastră, cum eram noi înainte ca Dumnezeu să ne aducă la viață când eram morți, când eram în natura noastră. Dacă înțelegem lucrurile astea foarte bine, că omul are o natură veche și apoi are o natură nouă, omul nu este bun și Iisus Hristos a venit să-l facă mai bun, omul este mort și Iisus Hristos a venit să-l aducă la viață. Îi spune așa: în societate ai relații bune cu oamenii, ai relații bune cu toți cu care te întâlnești, ai relații bune cu statul. Fă tot ce trebuie să faci. Dă cezarului ceea cezarului, dă lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Spune așa, versetul 3: căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, exact lucrurile despre care vrem, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și ne uram unii pe alții. Așa eram noi. Ne spune așa. Îi spune, bazat pe sfatul care i l-a dat în relaționarea cu cei din societate. Adică, când merg la oamenii ăștia și ai relații cu ei și vezi că-s răi și-s păcătoși, nu spune, nu mai vreau să am nimic de-a face cu ei. Cum a spus cineva din România când îi descriam eu un coleg de la mine de la lucru care avea o creastă și avea tatuaje și i-am spus, am un coleg din ăsta care ascultă muzică rock și mi-a spus, dă-l încolo, nici să n-ai de-a face cu el. Nu asta e mentalitatea, pentru că așa eram și noi când eram fără Hristos. Numai aveam creastă pe dinăuntru a minții, eram păcătoși. Ne uram unii pe alții, îl uram pe Dumnezeu. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit.
Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu pentru că noi, în întunecimea aia, cumva am ajuns la întrerupător și am dat cu mâna pe el și s-a aprins lumina și am zis, incredibil, wow, ce fapte rele am, trebuie să merg la Hristos. Nu, în întunecimea aia, Hristos a venit la mine și mi-a aprins becul și m-a luminat în bunătatea Lui. Nu pentru că am meritat eu să facă lucrul ăla cu mine. Nu am meritat nimic. Merităm? Ce merităm noi, păcătoșii? Moartea, spune Romani. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și plata păcatului îi moartea. De ce merg oamenii în cer, fraților? De ce? De ce nu mergem toți în iad? De ce nu mergem toți în iad? Cum de ne duce Dumnezeu pe noi, niște urâtori de Dumnezeu, niște vrăjmași al lui, cum de ne duce în cer? Incredibil! Ce bun e Dumnezeu cu noi! Ce har are față de noi! Un har! E un har să stai astăzi și să asculți cuvântul lui Dumnezeu. E un har! E un har pe care miliarde de oameni nu îl au astăzi. Și sunt miliarde de oameni zilnic care nu aud cuvântul lui Dumnezeu și nu trăiesc cu Dumnezeu și îl urăsc pe Dumnezeu. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. S-a îndurat de noi. Prin spălarea nașterii din nou. Ne-a născut din nou. Și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ne-a regenerat și ne-a înnoit. Pentru că s-a îndurat de noi. În starea aia în care eram. Înnoire făcută de Duhul Sfânt, Duh Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi, în Iisus Hristos. Mântuitorul nostru, slăvit să fie El. Pentru că odată socotezi neprihăniți, după ce omul este adus din starea asta lui păcătoasă, după ce este adus la viață, se întâmplă ceva judecătoresc în care Dumnezeu ne consideră neprihăniți. Ne declară neprihăniți, cu toate că noi suntem păcătoși. Pune peste noi neprihănirea lui Hristos, viața aia perfectă, o pune peste noi și Dumnezeu când se uită la mine astăzi, când se uită la tine, cel transformat de Dumnezeu, îl vede pe Hristos în tine. Nu-ți mai vede viața ta. Ce siguranță! Hristos în momentul ăsta spune că este la dreapta Tatălui și știți ce face acolo? Mijlocește pentru mine și mijlocește pentru tine. Și știți ce spune lui Dumnezeu? Îi spune, a păcătuit, dar eu am murit pentru păcatele lui. Eu, Tată, am luat pedeapsa lui. Și face lucrul ăsta neîncetat. Știți ce ar însemna dacă o clipă Hristos n-ar mai face lucrul ăsta? Am pierit cu toți. N-am mai fi mântuiți. Mânia lui Dumnezeu s-ar aprinde peste noi. Dar mânia lui Dumnezeu a fost stinsă de jertfa lui Hristos. Și Hristos acum sigur stă la dreapta Tatălui și va duce mijlocirea asta până la sfârșit. Ce siguranță! Ce siguranță! Slăvit să fie El! Pentru că odată socotezi neprihăniți prin Harul Lui să ne facem în odejde moștenitori ai vieții veșnice. Dumnezeu ne socotește neprihăniți și ne face în odejde moștenitori ai vieții veșnice. Tit, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Vreau să le spui apăsat. Vreau să le înțeleagă oamenii cărora le vorbești. Vreau să le înțelegeți oamenilor. Uitați-vă la mine. Pentru că vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Odată ce Dumnezeu te-a transformat, ești un moștenitor al vieții veșnice, frate și soră. Spune că Duhul lui Dumnezeu este ca o arvună pe sufletul tău. Și când Dumnezeu spune că ți-am dat Duhul ca să știi și să fii sigur că o să ajungi în cer, Dumnezeu nu-și ia cuvântul înapoi. Mântuirea noastră nu se bazează pe faptul că noi o să ne ținem de Hristos. Pentru că dacă ar fi de noi, astăzi ne ținem de Hristos și mâine nu ne ținem de El. Astăzi umblăm după lucrurile Lui, că e duminica și mâine nu mai umblăm după lucrurile Lui, că e luni și mergem la lucru. Și mințim și furăm.
Dar Hristos se ține de noi. Hristos ne ține în mâna Lui și împreună cu Hristos spune că suntem ascunși în Dumnezeu. Ne dă o voință nouă, ne dă dorințe noi, ne dă voința și înfăptuirea să ce? Să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Dacă o să-ți duci mântuirea până la capăt, e pentru că Dumnezeu te face să-ți duci mântuirea până la capăt și să vrei lucrul ăsta. Nu-ți duci mântuirea până la capăt pentru că tu îți vei duce mântuirea până la capăt și el nu și-o duce, că e mai slab ca tine. Nu! Dumnezeu ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dacă ne sfințim, e pentru că Dumnezeu ne face să ne sfințim. Dacă îl slujim, e că Dumnezeu ne face să-l slujim. Și toată gloria e a Lui. De la început până la sfârșit. El ne face, El ne ține, El ne duce. Pentru că dacă ar fi de noi, am rămâne în întuneric, cu becul stins și am fugit după păcat. Slăvit să fie El! Slăvit să fie El! Trebuie să fim un popor plin de râvnă pentru fapte bune. Fapte bune în biserică, fapte bune în conducerea bisericii, fapte bune, să facem binele, adică în toate aspectele acestea ale vieții noastre. În relațiile dintre noi, în relațiile cu lumea, în relația cu Dumnezeu. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. De multe ori ne prindem în lucrurile astea și uităm sau deviem de la adevăr pentru că ne luăm de lucrurile astea care sunt nefolositoare. Trebuie să ne deprindem, spune versetul 14, trebuie ca și noi, și ai noștri, să se deprindă și să fie cei dintâi în fapte bune. Nu să spui, a, Dumnezeu m-a mântuit, acum o văd de treaba mea că oricum mă duc în cer. Nu! Suntem primii care facem binele, suntem primii care suntem sfinți, suntem primii care vrem lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează în noi și ne dă voință să facem lucrurile astea și ne ajută, pune în fața noastră faptele bune să umblăm în ele. Până și faptul că faci bine e tot glorie lui Dumnezeu. Pentru că El te face să faci binele ăla în fiecare zi. Vreau să-i dăm gloria lui Dumnezeu toată. Vreau să nu mai furăm din gloria Lui. Vreau să fie glorificat în toate și noi să ne smerim și să spunem numai harul tău mă ține. Numai prin harul tău am ajuns ce sunt. Numai prin harul tău am să merg până la sfârșit. Numai prin harul tău o să ajung în cer. Gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Tit, o epistolă scurtă, dar care cuprinde toate aspectele vieții noastre. Relații în biserică, relații cu lumea, relația cu Dumnezeu. Trebuie să umblăm corect, trebuie să trăim corect, să fim sănătoși și să ne ținem în toate de adevăr, de cuvântul Lui. Slăvit să fie Iisus Hristos care ne aduce la cuvântul Lui și ne face să iubim cuvântul. Omul e mort și Dumnezeu îl aduce la viață. Slăvit să fie El. Amin.